deschiderea manifestării de astăzi, colegul meu și colaboratorul meu, Daci din Câmpina, te salută din zbor! Străduiți Consiliul Local, domnul primar, ca să organizați această zi care este unică în întreaga țară. Este un loc care a fost creat cu sprijinul Consiliului Județean, un loc pentru care dumneavoastră îl onorați prin prezența dumneavoastră și de aceea îmi permiteți ca să fiu scurtă și să las pe specialiști ca să spună despre evenimentul de astăzi, dar eu vreau să vă felicit în numele Consiliului Județean pe dumneavoastră, pe toți cetățenii acestei comune, cetățenii orașului Câmpina care sunteți aici prezenți și nu în ultimul rând copiii care au venit și se vor bucura de spectacolul aviatic. Vreau ca să fim sănătoși și să ne vedem an de an în acest loc pe data de 13 septembrie. Bună ziua! Și bun venit la comemorarea celor 106 ani de când marele inginer, inventator, constructor și pilot Aurel Vlaicu s-a prăbușit în locul unde ne aflăm. El s-a născut în satul Pinținți, azi Aurel Vlaicu, la 19 noiembrie 1882. Era fiul lui Dumitru și Ana Vlaicu, o familie cu stare materială bună, care și-a permis să-și susțină cu mari sacrificii fiul la diferite școli. Aurel Vlaicu, după absolvirea școlii primare din satul natal, s-a înscris la liceul din Orăștie, de unde, după primii doi ani,
se transferă la Liceul German din Sibiu, unde urmează clasele a 7-a și a 8-a, la finalul studiilor liceale, obținând diploma de bacalaureat. La sfârșitul lunii august 1913, Vlaicu primește o invitație să participe cu aparatul la Festivalul Societății Astra de la Orăștie, invitație pe care o acceptăm. În ziua de 13 septembrie 1913, Vlaicu decolează de la Cotroceni, survolează orașul Ploiești, a încercat să aterizeze mai întâi la Băicoi, aterizarea fiind imposibilă din cauza pomilor. Vlaicu și-a continuat drumul spre Bănești, iar aici, la intrarea în localitate, aparatul s-a prăbușit la pământ, aspect observat de mulți localnici. O ambulanță a transportat trupul nesuflețit al lui Vlaicu la camera mortuară a spitalului din Câmpina. La 15 septembrie, corpul lui Vlaicu a fost transportat la București, Biserica Sfântului Gheorghe Nou, iar la 17 septembrie, însoțit de mii de locuitori ai capitalei și cetățeni din toate provinciile, a fost înmormântat la cimitirul Belu. Distins auditoriu, îngăduiți-mi să vă salut cu respect și mărturisesc că este un privilegiu pentru mine să mă aflu în mijlocul dumneavoastră la comemorarea celor 106 ani de la frângerea zborului maestrului nostru aviator Aurel Vlaicu. Cu profundă emoție și respect ne întâlnim în fiecare an pentru a marca înălțarea civilizației românești pe jertfa pentru creație, căreia i-a căzut pradă tânărul geniu Aurel Vlaicu. În ziua fatală de 13 septembrie 1913, când s-a hotărât să treacă Carpații cu avionul inventat, construit și condus de el, îndemnând în chip simbolic la unitate socială. Consiliul Județean Prahova și Primăria Comunei Bănești acordă o atenție deosebită acestui moment important din istoria poporului nostru, organizând de fiecare dată manifestări comemorative de o înaltă ținută. Aici, la Bănești, românii cu suflet de patriotism aduc anual un omagiu celui care, prin sacrificarea propriei vieți, a lăsat moștenire neamului nostru românesc și întregirii umanității primul aparat de zbor și nu pot decât să vă adresez calde mulțumiri pentru invitația de a participa la această manifestare și să felicit administrația locală, pe domnul primar Gheorghe Stoica și conducerea județului Prahova, pentru tot ce face în fiecare an aici, la Bănești. Suntem onorați de acest numeros public care omagiază în fiecare an pe cel care a fost Aurel Vlaicu. Aurel Vlaicu a fost un erou, este un erou și va fi un erou. Spun acest lucru pentru că numele lui îl găsim în galeria pionerilor aviației mondiale, europene, îl găsim în diferite capitale a Europei, la Viena, la Budapesta, la Berlin, chiar și la München. Am pronunțat München pentru că domnul primar Vasile Cărăguț a amintit despre faptul că în 1903-1908 a fost studentul Politehnicii din München. Spun acest lucru deoarece acolo, în galeria marelui aviator, de exemplu, european sau german, Willy Messerschmitt sau Claudiu Dornier, se află și Aurel Vlaicu cu un simbol, cu un portret, între alți 17 laureați ai premiului Nobel. Iată că acest lucru ne onorează cu prezența lui în Europa, într-o instituție de renume internațional, și prin faptul că, aducând argumente conducerea acestei politehnice despre necesarul prezentării lui Aurel Vlaicu în această politehnică, șeful acesta mi-a amintit că are un argument care le depășește pe toate. Este primul student străin aflat în politehnica noastră care ne onorează. Acum avem 30% studenți străini din cei 38.000 care sunt acolo. Prin aceasta pun în valoare rezultatului lui Aurel Vlaicu, care a fost primul care a gândit, a proiectat, a construit și a zburat un avion în România de către un fiu al său. În plus, este cel care a creat primul avion militar cu care s-a făcut prima misiune militară în România, situând astfel țara noastră între a doua țară din Europa după Franța.
câteva perioade la show-urile internaționale, la formația noastră de trei s-a adăugat și vestitul acordat de excepție Iurghi Scaghiri. Cel mai talentat pilot de acrobație și cel mai longeviv, are peste 60 de ani și a făcut o altă acrobație. Așa cum mai încearcă încă o dată, mai frumoasă. Și ne-am întâiat,
Amen.